Bun, așadar s-a încheiat main eventul Vondracek vs. Ghiță, o victorie pentru Ghiță prin knockout în prima rundă. A fost la un moment dat legitimat la clubul lui Radkoleve de Tengu, însă nu știu dacă în momentul de față mai este acolo. O provine din box oricum, Marius, da? L-am văzut câteva gale pe net. Trei partide, trei victorii, anunțat palmaresul Marius Hetea. Și Cosmin Ionescu, normal fanii săi, este un luptător cunoscut și îndrăgit, pentru că este foarte tehnic, îl veți vedea în ring, îi veți recunoaște stilul. Ionescu așadar cu mănuși roșii contra lui... Aul, ce lochi pe interior, genunchi pe gardă, începe tare Ionescu, aul, încă un croșeu de dreapta, în distanță scurtă, da, distanță mică, puternic. Da, da. A lovit și la corp cu un uppercut, Heta surprins de începutul, foarte tare, aul, ce picior pe întoarcere, al lui Ionescu se duce peste adversar, parcă vrea să-l termine. Cam ăsta este lui... Da. Aoleu, ce genunchi, da. Ce genunchi a luat Marius Heta, da. Vrea să termine Cosmin Ionescu meciul repede, pentru că oamenii erau obișnuiți să vadă main eventul, ultima partidă, și să-i prindă în sală. Dar s-a terminat prin knockout această partidă, incredibil cât de repede a terminat Cosmin Ionescu. Vă spuneam, este foarte tehnic și dur. Se resimte Marius Heta și cu problemă în zona inghinală, cred. A fost lovit la cap. Da, probleme din păcate pentru Marius, care nu este necăjit pentru ceea ce i s-a întâmplat. Probabil că dacă este pregătit să ducă partida până spre final. Aceasta a fost Octavian, până la urmă, ultima partidă de la Coloseum astăzi, la Polivalentă, care Cosmin Ionescu l-a făcut knockout pe Marius Hetea. Iată, acești genunchi incredibili. Da, și așteptăm următorul adversar pentru Ghiță. Ionescu nu face altceva decât să confirme ceea ce am spus despre el. Un luptător
putem spune în vogă în momentul de față, căutat de promotori, de organizatorii de gale, un tot spectaculos, serios, care se prezintă ok la fiecare meci.